Hai, noi mă băieții, eu sunt Drixi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Samp. În episodul de astăzi o să vă prezint un modpack Medium PC prin care spune că transformă Samp-ul în GTA 5. Bine, nu poți să transformi Samp-ul în totalitate în GTA 5, dar multe lucruri sunt asemănătoare cu cele din GTA 5, începând de la mapă, de la reflexii, de la multe lucruri pe care o să vi le prezint eu acum în episodul de astăzi. O să vă las link în descriere de unde puteți descărca acest modpack. Este un modpack Medium PC. Se găsește la băieții de pe site-ul modursam.ro. Cei mai tari băieți, o să vă las și linkul lor în descriere de la site, unde găsiți să descărcați o mulțime de modpack-uri frumoase și pentru toate tipurile PC-uri, medium, high, chiar low. Și sunt o grămadă de modpack-uri frumoase pe care mine sincer mă încântă. După cum vedeți aici, știați și voi că partea asta care leagă la centra sud de San Fierro era nașpa și gen nu erau toate culorile astea, nu era drumul acesta, nu era vegetația asta, deci sunt schimbate și aduc în mare parte cu cele din GTA 5. Lucruri pe care pe mine mă încântă foarte, foarte mult. Bun, o să vă citesc cam toate lucrurile care sunt adăugate și fac acest modpack să semene cât mai mult cu GTA 5-ul. O să vi le enumăr acum aminturile care urmează și o să vi le prezint pe fiecare în parte. Bun, cred că am făcut o prostie și trebuie să intrăm în San Fierro, dar hai că intrăm pe partea cealaltă, între timp ne mai plimbăm. Primul lucru este că toate mașinile au reflexii și roțile sunt HD, lucru pe care vi-l prezint tocmai acum. După cum vedeți, se vede că mașinile au reflexii, dacă vă uitați la ele, se vede și în geamuri că au reflexii, farurile sunt ok și după cum vedeți aici se văd și gențile că sunt HD, se văd discurile perforate și gențile care sunt super șmecherașe. Bun, acesta este primul lucru pe care îl aduce modpack-ul și îl face să semene cât de cât cu cel din GTA 5. Al doilea lucru pe care îl adaugă nou este mod cameră ca în GTA 5. Nu are first person, are doar third person. Nu e chiar necesar, bine, ca să fi fost 100% ca GTA 5, era un ok și un first person. Dar eu zic că pentru Samp este ok doar third person, pentru că oricum mașinile nu au interioarele făcute, pentru că nu a fost gândit jocul ca să fie first person. Uitați aici ce frumoasă e natura. Bun, hai să vă prezint toate modurile de cameră. Bine, sunt aceleași care erau și înainte, doar că sunt niște unghiuri diferite din care privești mașina din niște perspective diferite. Și haideți să vă arăt și jucătorul cum merge. Deci aleargă cam ca în GTA 5, sare ca în GTA 5 și aleargă ca în GTA 5. Și sunt animațiile când intri în mașină, care sunt puțin așa mai animate ca în GTA 5. Haideți să vedem. Uitați, vedeți cum animează frumos, cum se lasă și cum intră în mașină. Bun, următorul lucru pe care îl adaugă băieții în acest modpack este Timeseek, soare plus vreme. Nu știu ce înseamnă chestia asta, chiar nu știu și îmi pare rău că nu vă pot explica și vouă. Mă gândesc că poți să-ți modifici tu vremea în GTA. Uite aici băieții fac ore, frumos, elegant, cât de cât bun. Vine și cu un pachet de arme HD, dar nu cred că avem licență încât să vă prezint armele care sunt băgate aici în modpack. Ce am anunțat? Licență. Da, avem licența de arme, este ex... Nu cred. Avem și semnalizare. Bine, nu știu cum să opresc semnalizarea. Avem și pe față. Da. Nu știu cum să opresc semnalizarea, chiar habar nu am. Nu, deci chiar nu știu cum să opresc semnalizarea, mă bate rău. Bun. Avem harta 2020. Nu știu ce înseamnă chestia asta, probabil se referă la harta din joc care arată într-un mare fel. Plus că avem și mapa aceasta care aduce cu cea din GTA 5, haideți să vă prezint repede. Uitați aici mapa care aduce în mare parte cu cea din GTA 5. Bine, este na, mapa din Samp, doar că puțin modificată. Plus că avem și HUD-ul acolo jos, exact ca în GTA 5, în care îți arată viața și armura. Deci un lucru super tare.
Așa, animație 2020, GTA 4, 5 Lux, accident prin geam. O să încercăm și chestia asta cu accidentul prin geam, pentru că sunt foarte, foarte curios. Și uite ce șmecherie sunt făcute Infernusurile. Drăguțel, drăguțel, chiar îmi place. Nice, un mod pe super ok. Așa, cele mai noi străzi din toate orașele. Da, adică cred că diferă de față din cele din Samp. Străzile diferă puțin, sunt altfel construite, altfel alcătuite. Ok, sunt ok. Cele mai noi străzi așa făcute custom, deci sunt făcute custom străzile. Pachet de sunete. Da, nu am sunetul la joc datare pentru că avem această melodie pe fundal de Crăciun, ca am zis ca să fim în spiritul sărbătorilor, că mai este puțin și vine și Crăciunul și să fim aici și noi în temă. De în cauza aceasta nu am putut să vă prezint sunetul de la mașini. Luminile pe stradă zic ei că sunt ca la GTA 5. Nu este încă noapte ca să vedem chestia asta, deci nu vă pot arta chestia asta, dar probabil că sunt. Vegetație 4K. Da, m-am convins de chestia cu vegetația că este 4K și arată foarte, foarte fine, foarte șmecheros. Îmi place, nice. Chestia asta cu vegetația chiar îmi place. Așa, și lumini mașini universale. A, probabil se referă la faptul că chestia asta cu semnalizările și na. Doar că nu știu eu cum să le opresc și cum să le pornesc, că sunt un pic de nab. Așa. Hai să ne uităm puțin pe aici, să vedem cum arată mapa și ce lucruri noi mai aduce ea. Mamă, ce mă enervează semnalizarea asta că nu o pot opri, fac. Hai că poate găsim aici la spawn niște mașini, să vedem dacă sunt adăugate mod pe curii sau ceva pe mașini. Până acum văd că pe NRG, NRG-ul pe care l-am acasă, și pe turism acesta nu sunt adăugate niciun fel de mod pe curii. Doar că pe Infernus ați văzut că arată și... ați văzut și voi că arată altfel cu rolurile și toate alea. Bun, haideți să mergem repede la spawn aici și să vedem ce se întâmplă, dacă găsim vreo mașină. Da, se pare că singurele mașini pe care sunt modificate culorile, adică singura mașină este... ce mașină e asta? Nice, nu mă lasă să intru în ea. E nice, rău de tot mașina asta, dacă știa ce mașină e, ar fi belisimo. Infernus, văd că e modificat. Și e modificat drăguțel. Și mai bine iau Infernusul pentru că... Infernusul ăsta pentru că aveam semnalizarea pe aprins pe al meu și chiar n-am niciun chef de ea. Doar că mă enervează că nu știu de pe ce se pornesc semnalizările. Chiar mă enervează rău de tot. Ia, sunt dacă mai scrimată licenses slash licen. De pe N. Mamă, ce mă bate, ești nebun la cap. Stai. What the fuck, de ce îmi pornește și după aia nu se mai oprește? Fuck this shit. Bun, păi fraților, în mare parte cam acesta este mod pack-ul, mod pack-ul super tare, care mie sincer îmi place și chiar voiam să vi-l prezint. Bine, o să găsiți link în descriere cu mod pack-ul acesta. Dacă vă place episodul, nu uitați să apăsați butonul de like și să îmi lăsați în comentarii ce vreți să mai vedeți în următoarele episoade, ce vreți să vă prezint sau ce lucruri vreți să fac așa mai speciale de Crăciun și voi să le vedeți în viitorul apropiat. Ziceți-mi dacă vă place ideea cu muzica de Crăciun pe fundal. Mie mi se pare super drăguț și zic că este ok. Nu aș vedea nimic în neregulă cu melodia de pe fundal. Mod pe care este făcut ok, este un mod pe care pentru medium PC, deci pentru PC-ul meu merge exemplar. Au mai fost unele frame drop-uri și na, că este normal, dar eu zic că merge și pe un PC puțin mai low, nu foarte low, dar acolo între low medium eu zic că merge perfect, fără nici cea mai mică problemă. Și dacă vreți să știți componentele PC-ului meu, le găsiți în descrierea acestui videoclip și inclusiv și în descrierea canalului, unde găsiți toate detaliile despre mine și despre canal. Puteți să dați un follow pe Instagram, care de asemenea îl am în descrierea episodului acesta și inclusiv Facebook-ul. Eu am fost Drixy, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa, v-am pupat!